psihul care să-ți vorbească, ne iubește încă Domnul și asta este un lucru minunat. În această după-masă aș dori ca fiecare dintre noi, dacă plecăm din locul acesta, să plecăm în aceeași stare de rugăciune, în aceeași stare și atitudine care o facem aici în adunare, să o facem și acasă, și la lucru, și peste tot, pentru că este nevoie ca să putem să luptăm. Ceea ce mi-a arătat mie Dumnezeu de dimineață cu lupta aceea și cu duhurile, vreau să vă spun că erau foarte periculoase duhurile acelea și stăteau așa pe margine și se băteau așa cu lanțuri și cu... Parcă pe ele nici nu le doreau, nici țepele alea care le aveau. Ele aveau impresia că nu le poate deosebi nimeni pe ele și ele fac pe sfinții cu noi și pe îngerii cu noi și eu pe care cum prineam la mână și picam în dreptul meu, țipam mâna pe ei și strângeam de gând și le omoream. Dar nu vreau să se dea că sunt duhuri, pentru că vreau să credem noi că ele sunt altceva și este foarte important să ne rugăm, Domnule, să deosebim lucrul acesta, pentru că este un lucru foarte sensibil și diavolii vor și încearcă să se dea îngeri de lumină, pentru că ei au fost și sunt căzuți de acolo și știu bine să joace teatru și haideți noi să ne rugăm lui Dumnezeu să ne țină Dumnezeu într-o stare continuă de luptă, să putem lupta împotriva duhurilor necurate, pentru că nu este așa ușor să te lupți cu duhurile. Bineînțeles că săptămâna aceasta va fi o săptămână de luptă pentru cei care vor eliberare și mă rog Domnului ca toți în săptămâna aceasta să ne rugăm de fiecare dată când ne culcăm seara în pat în direcția aceasta ca Domnul să elibereze pe cei care au nevoie de eliberare, pentru că eu spun, este nevoie de eliberare pentru unele persoane și numai Domnul poate să facă lucrul acesta. Dar noi stăm și dormim. Noi stăm și ne uităm sau criticăm sau poate înjosim persoanele care le vedem prinse de vicii, de lucruri care de fapt ce sunt acestea? Niște lucruri care le adorăm noi? Noi nu le adorăm, dar ele sunt deja peste unii. Și haideți să ne rugăm, Domnule, ca Domnul să elibereze aceste persoane și să dovedim și noi că avem dragoste și că ne luptăm pentru ele. Că altfel, cu ce putem noi să le ajutăm pe persoane? Să le arătăm cu degetul? Și ce le-am rezolvat? Și dacă le arătăm noi cu degetul, ce facem noi cu asta? Am arătat noi ceea ce am învățat și în seara aceasta, dragoste. Haideți să ne luptăm cu toții ca Domnul să elibereze persoanele de viciile care sunt rele. Eu sunt sigur că toți care le practică nu le iubesc și nu le vor. Am vorbit cu persoane care au fost prinse în fapt pentru că se ascundeau așa și zicea, te rog, nu mă spune, eu încerc să... Da? Chiar încerci să te lași? Da, încerc. Dar îți spun eu că nu o să reușești singur, dar uite-te, îți dau un sfat. Hai să ne rugăm împreună pentru lucrul acesta. Și vreau să vă spun că persoanele care au nevoie de rugăciunea aceasta și de sprijinul acesta au nevoie acum. Haideți în săptămâna aceasta, dacă vineri se poate și este posibil, cât putem fiecare și o jumătate de zi. Și o zi întreagă, cine poate să postim pentru aceasta și Domnul să dea eliberare. Pentru toți și fără rușine. Indiferent cine este stăpânit de alcool, de țigară, de... Astea nu sunt lucruri care trebuie stăiuite. Și trebuie date afară de la noi. Și noi vom proclama numele Lui Dumnezeu peste noi, peste fiecare și să fim purtători de comor, nu de vicii. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Să purtăm în noi comor de la Dumnezeu. Este ca și când ți-a dat cineva un diamant și ți-ar spune, uite, vezi tu diamantul ăsta, din momentul ăsta tu, rudeniile tale, prietenii tăi, nu o să mai aveți grijă zilei de mâine, că uite, ăsta valorează mii de miliarde de euro. Și tu îl iei și îl bagi în noroiul, calci în picioare și nu te interesează. Așa este valoarea aceasta pe care ți-o dă Domnul. Haideți cu toții să punem mână. Să sprijinim lucrările acestea. Lucrările acestea, bineînțeles că vin greu. Și pentru unii, de ce să postesc eu? Păi nu ziua în cauză. Dar cândva cineva a postit și pentru mine. Cândva cineva a postit și pentru tine. Haideți și de data aceasta să sprijinim. Și eu sunt sigur că și fratele Sebi își dorește lucrul acesta. Mi-a mărturisit 3 zile de post în ținut. Și sunt sigur că o să mai țină. Dar haideți să ne rugăm pentru el. Amin. Am mers la lucru cu cineva și vă spun că am transpirat la telefon. Am vorbit cu persoana aceea, vreau să-i invit la biserică. Dar din cuvinte din alea nenorocite noi. Și aproape că noi am zis, te rog frumos, nu mai poți aud cuvintele acelea. Dar era un moft al meu și n-am știut cum se...
Și am încercat pe toate părțile să-l iau, dar nu. Și blama și... Dar și eu am fost așa. Și tu ai fost așa. Haideți să ne rugăm totuși pentru toți și pentru cetate, așa cum a spus și fratele Daniel. Ne rugăm și pentru acei oameni care blamează lucrarea, pocăința și lucrarea aceasta. Și haideți ca cu toții să ne angrenăm într-o luptă vie și, așa cum a spus fratele Daniel, să înceapă cu noi trezirea aici, în Bruca Nemur. Domnul să ne ajute. Aș vrea să întreb tot.